rugăm, o să ne spuneți. Iată, mie îmi pare rău că trebuie să rămâneți în sală. Asta e greșeala mea, recunosc. Ați fi auzit foarte multe lucruri interesante. Până de asta și-am venit. Îmi pare rău, că, dar viitorul o să fie așa. Eu cred că cel mai bine este, iată, luați fiecare. Curtea de conturi, agenția ecotare și o să vă răspundă niște... Primul sunt agenții, curtea de conturi, departamente care sunt în subordinea Parlamentului. Adică numiți directorii, șefii prin puterea Parlamentului. Până i-am cunoscut pe alții, nu și-am vrut să cunosc. Avem probleme și au tot discuții așa de lucru, ca să împreună să schimbăm lucrurile în Republica Moldova. Sunteți nemulțumiți de activitatea lor, să înțelegem? Nu pot să spun că sunt nemulțumit. Și da. Depinde în ce problemă. Eu, le-am spus acum, nu mă interesează culoarea, care partid vă place, a cui sunteți membru. Mie mă interesează lucrul să faceți. Și să fiți mai transparenți. Le-am sugerat să organizez conferințe presă, că lumea să cunoască. Oamenii nici nu știu că avem agenția protecție putare, agenția putare, nu știu deci. Am pus niște mecanisme în funcție, cum să zice. Domnul președinte, Comisia de Veneția totuși insistă să fie modificat prin Parlament doar articolul 78 și să nu fie referendum. Eu am să mă sfătuiesc Comisia de Veneția, așa am să dau răspuns. Ați citit scrisoarea? N-am citit scrisoarea, eu vreau să văd, eu sunt jurist. De aceea, știți cum? Unde e vorba de politică? E politică, dar unde e jurist? Eu sunt omul legii și mie îmi place cu mine să vorbească corect. Eu nu sunt omul care mă pot manipula pe mine. Mă grăsesc în fața mea, nu știu ce. Scrisoarea datată 12. Eu vreau să văd, cine s-a adresat. Cum zice la Veneția, nu e în drept să iau o decizie fără un demers în partea statului sau instituției statului. Voi să văd care sunt motivele. Și vreau să mă întâlnesc încă o dată, dacă trebuie așa să plec, să-mi dea răspuns. De ce ei n-au propus să fie exclus din codul electoral capitolul referendum, dreptul de adoptare a Constituției prin referendum? Dacă ei au expertizat această lege. Și a doua, pentru mine, este o enigmă și vreau să mă clarific. Cine i-a dat dreptul și de ce s-au adresat în problema aceasta? Ce are Curtea Constituțională? Dar trebuie să ocupi la care sesizări și ține de legea care a dat în oprire la procedura legii președintelui, dar are drept să întrebe. Dar în rest, nu e problema cursului. Pentru asta este Parlament. Sunt probleme. Au apărut niște probleme care mie nu-mi plac. Oricum, eu vreau să vă spun că eu nu vreau să merg la confruntare cu Europa. Că eu nu sunt președintele ASEI. Dar eu vreau totuși instituțiile europene să nu ne considere pe noi că noi nu pricepem nimic în drept. Am căzut, iată, ca banana din copac asta. Asta e părerea mea. Și eu consider că un stat suveran, independent, e în drept așa cum și hotărăște, adoptă o lege, așa poate adapta și o Constituție. Franța are 7-a Constituție. Și ce? Adică Franța dispune de acest drept? Dar noi nu dispunem. Dar democrația mai funcționează mult mai înainte. Noi avem nici nu toți smuguri, democrația în Florida noi. Dar oricum trebuie să găsim înțelegerea. Nu a venit la adresa președinției? Sau... N-am primit eu răspuns nimic. Eu nici nu știu ce s-a adresat. În seara am înțeles că s-a adresat Curtea Constituțională. Dacă s-a observat, l-am întrebat eu pe membru nostru care e în comisie. Seara am auzit eu. Habar n-am știut treaba asta. Acum vreau să văd demers Curții Constituționale, vreau să văd răspunsul comis la Veneția, să analizez partea juridică, să vedem împreună, să ne întâlnim alianța și să hotărâm ce facem mai departe. Să luăm o hotărâre chiar dacă acest lucru contravine, să spunem, eu vreau să vă spun, următorul lucru. Eu nu mă deranjează pe mine alegerile. Nu sunt omul care m-a temut în viața asta niciodată. Problema e ce câștigă și ce pierde statul și cetățenii în cazul că e referendum și avem o Constituție bună și mai departe nu mai există astfel de probleme și în cazul că avem alegeri și se oprește răsflarea. Iată care e problema. Asta mă gândesc. Dar dacă alegeri, alegeri, merg la alegeri. Eu n-am probleme. Partidul nostru nu are probleme cu pragul și așa mai. Oricum venim în Parlament. De ce să mă tem eu? Pentru mine e mai convenabil alegerile. Care n-ar fi un referendum? Ca să scăp de două funcții care nu prea mare plăcere mi-a duce. Domnul Ghimfoze, plus declarația de venit? Da, de unde venit? La președinție.
Nu îmi dau salariul la președinte. Dar când o așa? Trebuie să clarific. Vorbesc cu... nu am eu, cred că nu depășesc suma care este, ca să văd dacă nu vorbesc cu contabil. Mulțumesc să ne-ați amintit.